Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Din ciclul De ale politicii dâmbovițene, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne propune pamfletul Cel mai tare film al tuturor timpurilor, Am întâlnit români nefericiți. Un banc de pe vremuri. Se spune că într-o zi Dumnezeu a coborât pe pământ și în plimbarea sa i-a întâlnit pe cei președinți din Statele Unite, Franța și România, cărora le-a promis că le va răspunde la câte o întrebare. Primul a întrebat americanul: Doamne, aș vrea să știu cât timp mai e până când fiecare american va avea două mașini, una de servici și alta de vacanță. Fiule, n-o să ai mult de așteptat, maximum 20 de ani. A venit și rândul francezului: Doamne, aș vrea să știu cât timp va mai trece până când fiecare francez va avea și o nevastă și o amantă. Fiule, n-o să mai e mult de așteptat, maximum 20 de ani. În sfârșit a venit și rândul președintelui român să-și pună întrebarea: Doamne, aș vrea să știu cât mai au de așteptat românii ca să fie și ei fericiți. Atunci Dumnezeu a început să plângă și a rostit trist și încet: N-apuc eu zilele alea, fiule. Atunci când prăpastia nu are fund, se știe că orice prăpastie sau hău are de bine de rău un fund, indiferent de adâncime. Și totuși realitatea de azi a românilor contrazice din plin această afirmație. De zeci de ani, incluzând și epoca comunistă, românii se află cu sau fără voia lor pe un tobogan necruzător care îi duce spre fundul prăpastiei, dar care nu mai ajunge niciodată la un punct terminus. Deci prăpastia românilor este una unică și fără fund. Și asta fiindcă, indiferent de cine este la putere, românilor li se coboară mereu și semnificativ nivelul de trai, iar expresia ce bine era în anii trecuți a ajuns un leitmotiv generalizat. Cu un cinism desăvârșit, conducătorii vremelnici ai neamului românesc fac tot ce pot pentru a mări decăderea și mizeria românilor. Și de aceea, românii nu mai sunt oamenii veseli de altă dată, de aceea își părăsesc in corpore țara, de aceea nu mai merg la biserică pentru a se ruga, ci pentru a blestema. Din țara a dispărut bunăstarea, a dispărut justiția, educația, economia, arta, etc. A dispărut până și bulă cu celebrele sale bancuri. Poporul nu mai are chef nici de glume și nici timp pentru așa ceva. Cu toții speră ca toboganul prăbușirilor să se oprească odată, dar nu există, cel puțin în viitorul apropiat, vreo șansă ca acest lucru să se și întâmple. Se pare că dedicația lui Dante, văzută de acesta pe frontispiciul iadului, este valabilă la intrarea în România și inscripția pe fiecare certificat de naștere românesc: Lasciate ogni speranza voi che intrate. Sau pe românește: Lăsați orice speranță voi cei care intrați. Cele patru mari deziluzii. După 50 de ani de mizerii, restricții, dictatură și teroare, românii au sperat că în sfârșit, după decembrie 1989, vor vedea și ei luminița de la capătul tunelului. Și-au mers la votare cu speranță mare și s-au ales cu o și mai mare deziluzie. Mai întâi l-am votat în Duminica Orbului pe fostul tovarăș Ion Ilici Iliescu, tot ne umpluseră capul cu el Europa Liberă și Vocea Americii. Și l-am votat, dar cu aceasta ce-am făcut? Nimic bun, ci din contră. Am văzut cu toții cum sub ochii noștri, foștii comuniști de vârf și securiști s-au transformat peste noapte în politicieni și magnați economici. Noi, toți săraci și proști. Proștii de noi am sferat în schimbare și ea chiar s-a produs, însă în două feluri și direcții. Schimbare în suprabine pentru foștii nomenclaturiști și în foarte rău pentru românii de rând. Și totul sub binecuvântarea zâmbitoare a tovarășului Iliescu. Au trecut ani, am mers iar la vot și l-am instalat președinte pe geologul Emil Constantinescu și am dat puterea Convenției Democratice. Și pantalonii ni s-au rupt și mai rău în fund. Cei 20.000 de specialiști propuși de convenție s-au dovedit un mare fâs. Economia s-a prăbușit, corupția s-a extins, în schimb noi românii, în scurt timp am devenit milionari și chiar miliardari. Vorba aceea, te duceai la piață cu milionul și nu puteai cumpăra nici măcar un ou crăpat. Ne jucam cu sutele de milioane și muream de foame. Asta a fost marea realizare a geologului. O inflație absurdă și galopantă, încât nici computerele nu mai țineau pasul la prețuri și salarii. Apoi am votat un om din popor, un fost marinar, Traian Băsescu. Măcar cu ăsta am plâns, dar am mai și râs de mitocăniile acestuia,
de aventurile galante și nu prea, de whisky-ul băut în direct la televizor, etc. Măcar în mandatul acestuia am revenit la normal cu milioanele transformate acum în RON, am intrat în UE și NATO, dar totuși noi cu ce ne-am ales? Cu nimic bun, fiind copleșiți de prețurile venite de afară, dar neacoperite de salariile dinăuntru. Ne-am ales însă cu Elena Udrea și cu frunza ei, cu afacerea Nana și cu un nou val de lup tineri și prădători pedeliști care i-au înlocuit pe bătrânii comuniști. În avantajul lor, nu al nostru. Și așa am fost conduși cu șprițuri și două suspendări un deceniu întreg. Dar a venit și momentul SAS-ului, care pas cu pas a acaparat puterea. Klaus Werner Iohannis, timp de peste 8 ani, a tăcut, n-a vorbit, n-a acționat și și-a văzut doar de concediile în țări exotice, de schi și golf. Și-a făcut totul pentru a-și conserva fotoliul de la Cotroceni, chiar și un pact cu Satana, citește PSD. A schimbat cum a vrut premierii, iar țara tot pas cu pas s-a scufundat și mai mult în mocirlă. Deși cadrul didactic de meserie, președintele a tolerat și tolerează impostura, protejând plagiatele și furtul intelectual, vezi recentele cazuri Ciucă și Bode. În schimb, sub conducerea sa, România a ratat tot ce se putea rata, de la trecerea la euro la spațiul Schengen, dar în schimb ne-a facilitat trecerea de la bunăstare la o inflație de peste două cifre, de la pandemia groaznic controlată la criza absurdă de energie. Patru președinți, patru mari iluzii, patru și mai mari deziluzii. Și ne mai mirăm că românii n-o duc bine și nu sunt fericiți atunci când se știe că peștele de la cap se împute. Atunci când ai, dar de fapt nu ai. În anii comunismului eram învățați că România, țara noastră, are de toate, de la grâu la petrol, de la porc la hidrocentrale, de la educație la stațiuni balneoclimaterice, de la etc. Și că erau ale noastre cu toate, deși nu prea vedeam cum erau, dar în fine. Apoi a venit așa zisa democrație și după 30 și ceva de ani am putut observa că în fapt lucrurile nu prea stau așa. De pildă e plină țara de ape și izvoare de bună calitate, dar noi plătim consumul unor firme franțuzești. Avem centrale și termocentrale, dar facturile sunt emise de italieni, franțuzi și austrieci. Avem vaci, oi și capre, dar consumăm lapte UHT produs în Ucraina sau alte țări europene. Avem porc și găini, dar mâncăm carne britanică, australiană sau belgiană. Mâncăm cozonaci italieni și pâine congelată din UE. Suntem plini de bănci, dar profiturile merg în Austria și Elveția. Avem piste de schi și plaje la mare, dar mergem să schiem în Austria și facem plaje în Turcia și Grecia, fiindcă acolo e mult mai ieftin și mai ospitalier. Avem oameni capabili, dar ei lucrează acum în Occident cu milioanele. Și exemplele pot continua. Deci avem de toate și de fapt n-avem nimic al nostru. Au avut grijă politicienii noștri neoși să-i străineze totul întru profitul propriilor lor buzunare și azi ne aliniem și noi poetului care se plângea că munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Sau mai pe scurt, săraca țară bogată. Unica speranță, pupatul de moaște. Disperarea poporului român a ajuns pe niște culme atât de absurde încât românii s-au întors cumva la situația din întunecatul ev mediu. Lipsiți de orice speranță, cei care n-au apucat să fugă sau n-au putut să o facă din vari motive se îndreaptă din ce în ce mai mulți către speranță iluzorie dată de niște figuri vopsite prezentate ca icoane făcătoare de minuni și către pupatul de oase indicate ca fiind sfintele moaște ale lui Cutare Mare Sfânt. Și biserica, dar și lacomii strugitori a ei, s-au prins de trend și să vezi ce minune. Brusc, în trei decenii doar, s-au dublat sfinții din calendar, s-au triplat icoanele făcătoare de minuni și s-au înzecit lădițele ferecate în aur și argint cu conținut de oase sfinte. Și, ca atâția sfinți, icoane și moaște să aibă loc unde pot fi admirate și pupate firesc contra cost, s-au ridicat peste 20.000 de noi biserici, în timp ce mii de școli au fost închise și niciun spital nou nu s-a mai ridicat. Și drept consecință la moaștele sfinților Ioan, Andrei, Habacuc și Pazvan Techioru, dar și la vestitele Parascheva, Filoftea,
Revoluția și Constituția, sute de mii de români se calcă în picioare, se târăsc kilometri în genunchi pentru ca în 2-3 secunde să pupe oase vechi, sperând la milostenia celui de sus, după care, normal, își lasă puținii bani în cunoscutele cutii ale milei. Drept urmare, sute de mii de români se întorc acasă mai săraci, mai înfometați și mai bolnavi, dar cu un dram de speranță în suflet, că de, atât a mai rămas în cutia Pandorei, speranța. O speranță însă iluzorie și între timp, pelerinajele au avut totul succes. Și asta se poate vedea în garajele popilor, unde zac merțane peste merțane. Vezi garajul, de exemplu, al preacinstitului Teodosie de Constanță. Și nu numai el. Și conturile prelaților se umflă peste măsură în bănci, iar la București ridicatus ad vita mai piramida spolierii neamului românesc, cu clopote cât o casă medie, desenate cu mutra marelui padișah, citește patriar Daniel, spre bună starea nației. Mulțumim, dragi politicieni, că ne-ați adus aminte de valorile trecutului nostru istoric și ne-ați mutat în evul mei. În alte țări civilizate, lumea se gândește cum să populeze spațiul cosmic, cum să înfrângă cancerul și alte boli letale, cum să salveze natura și planeta, în timp ce românii se trăsc să pupe oase. Bravo-s, națiune, halal să-ți fie! Noroc cu surprizele de la raft! Nu se poate spune totuși că românii duc o viață ternă, lipsită de noutăți și surprize. Prin grija nețărmurită a guvernanților, românii nu sunt niciodată plictisiți, fiindcă fiecare zi vine și le aduce surprize. De pildă, te duci la supermarket să cumperi 10 ouă, o sticlă de ulei, 2 pâini, un pui congelat și ceva legume sau fructe, ai banii pregătiți și începi achiziționările. Și apare prima surpriză. Cu aceiași bani nu mai cumperi decât 4 ouă, renunți la ulei, în loc de pui iei o cutie mică de pateu, 3 covrici pe post de pâine, iar de legume și fructe nici nu poate fi vorba. Și pleci mai ușor din magazin cu speranța că pe Maidan a răsărit ștevia și păpădia. Sau te duci la PECO să faci plinul, dar nu poți băga în rezervor decât câțiva litri de benzină. Ai pregătit banii pentru factura de curent electric și ești fericit că ai consumat mai puțin, dar vine factura și când vezi costul faci infarct sau ai palpitații la inimă. Fugi repede la farmacie, dar constați că cu banii pentru nitroglicerină nu mai poți cumpăra decât 2 pastile de aspirină și un creion nazal. Ca să nu-ți crească brusc tensiunea când te întorci acasă la bloc, închizi ochii când treci pe lângă afișajul cu plata utilităților. Le vei citi altă dată, atunci când inima și tensiunea arterială îți vor permite să o faci fără risc de deces instantaneu. Și așa românii se strecoară cotidian prin multiplele și interminabilele surprize ale coșului zilnic și nu se plictisesc niciodată. În schimb, înjură de mamă și blestea. E totuși ceva, fiindcă am părea cu toții făcuți din mămăligă, dacă n-am zice câte una din vârful buzelor. Și totuși mai avem o speranță, poate va veni și ziua când mămăliga va exploda din nou. Noroc cu televiziunile! Nu se poate spune totuși că politicienii n-au grijă de români. Pentru asta au inventat posturile media zise independente, posturi de unde în fiecare zi și non-stop românii pot afla cât de bine trăiesc. Astfel, de la RTV-ul fugarului Ghiță află ceea ce ei nu știau, adică cum li se mărăt zilnic pensiile, de nu mai știu bieții de românași ce să facă cu atâția bani. De la B1 și Realitatea, în funcție de opinia publică, atât stânga cât și dreapta, ne asigură că, fiindcă noi nu știam, o ducem bine și că vom trece la moneda unică euro începând cu luna trecută, iar că vom fi primiți în spațiul Schengen încă din duminica de dinainte de răposatul an vechi. La antene ni se spune ce înțelepți sunt foștii comuniști și turnători securiști și cum se sacrifică ei pentru muritori de rând. Și ni se exemplifică cum un oarecare individ, zi și profesorul, ne-a luat de pe cap grija banilor lui Ceaușescu, deci nu o să mai facem migrene neștiind cum să-i cheltuim. Pe la Canal TV aflăm cum patrioții luptă contra ocultei mondiale și un oarecare individ, cu nume anatomic de gât, ne avertizează despre invazia reptilienilor și a șobolienilor. Dar, și nu putem nega, toate posturile de televiziune sunt la unison atunci când ne vorbesc de trecutul nostru de neegalat și primordial.
și cu stomacul lipit de spate, cu lacrimile înghețate pe obraj și cu unghiile ieșite de prin ciorapi, ne bate inima cu putere când aflăm că Iisus a fost dac, că dacii au construit piramidele și o rețea imensă de tunele prin toată lumea, că geții hiperboreeni au inventat scrisul și limba latină, că Eminescu a descoperit teoria relativității, care însă i-a fost furată de Einstein, că Adrian Copilul Minune și Florin Salam îi bate în audiență pe Caruso, Lanza și Pavarotti, că România au armă laser care poate distruge orice armată, că o mulțime de că. Și cum să nu fii mândru că ești român, deși frigiderul ți-e gol? Mașina stă ruginită pe butuci în curte, acoperită cu ziare și trențe, televizorul nu-ți merge, iar în cameră e ger, fiindcă nu poți plăti utilitățile. Și deși copiii sunt plecați la mii de kilometri departare pentru o felie de pâine albă mai bună, deși nimeni nu-ți vine în vizită, fiindcă nu ai ce pune pe masă. Și nici tu nu mergi la alții din aceleași motive. Dar cu toate astea ești fericit și aștepți proximele alegeri, având speranța că de data asta vei avea noroc și vei pune ștampila la locul și numele potrivit. Concluzie nefericită. În anii 70 rula pe ecrane filmul sârbesc Am întâlnit țigani fericiți. Și chiar erau fericiți, fiindcă la final mureau doar doi tineri țigani, un fel de Romeo și Julieta de șatră. În comparație cu poporul român, filmul sârbesc e o oarecare bagatelă, fiindcă în România de peste 70 de ani rulează cu casa închisă producția Am întâlnit români nefericiți cu peste 20 de milioane de figuranți. Și din fericire nu vom mai fi în curând 20 de milioane de români nefericiți, fiindcă din ce în ce mai mulți concetățeni își aleg altă țară de locuit. Deci, mai sunt speranțe, nu-i așa? Fiindcă în curând munții noștri aur nu mai poartă, deci nici noi nu vom mai cerși din poartă în poartă, ci mai bine fugim care încotro, că lumea e mare. Mare adevăr. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!